Bună seara, doamnelor și domnilor! Cronica zilei la TV Sud, am multe să vă spun în această seară. S-au întâmplat multe și pe plan local și pe plan național. Încep așa în forță cu miercurea asta, pe care eu o voi numi de azi un fel de miercurea neagră. Știți, avem un termen, o noțiune de joia neagră, ce s-a întâmplat de mult acolo pe bursa americană, pe Wall Street. E, astăzi eu o numesc miercurea neagră în justiție. Știți, v-am spus aproape seară de seară despre dreptul unor infractori de a petrece, de a executa pedeapsa acasă, în fotoliu, în fața televizorului sau în weekend. E, această lege, da, care a fost un proiect de lege, astăzi a devenit lege. A fost votată de PSD, ALDE și minorități, chiar UDMR la fel, a votat și ei acolo în Camera Deputaților. De astăzi, legea merge la președintele Iohannis. Ce înseamnă dacă trece și de președinte această lege? Înseamnă că cei care au făcut infracțiuni cu pedepse prevăzute de codul penal de până la 5 ani și nu sunt recidiviști, au voie, da? Dacă judecătorul le va permite, bineînțeles, lor li se va permite, doamnelor și domnilor, să ispășească pedeapsa, să o execute în weekend, da? Parțial, la niște centre special amenajate pentru asta, nici de cum în penitenciare, sau acasă. Sau acasă la domiciliu. Vă dați seama și o să vă enumăr câteva infracțiuni la care este voie de astăzi să le face sau să le facem. Gândiți-vă, una din infracțiuni cu pedeapsă de până în 5 ani ar fi furtul. Furtul simplu, nu calificat, așa cum denumesc avocații. O altă ar fi, doamnelor și domnilor, falsul. Falsul. Falsul se încadrează în această perioadă de pedeapsă de până la 5 ani. Mai este neglijența în serviciu. Aici câte semne de întrebare sunt neglijența în serviciu și gândiți-vă la toți funcționarii publici, la medici și la alte categorii de personal, militar, nemilitar, care dacă o comit în vreun fel împotriva noastră, a celor care suntem de bună credință și apelăm la serviciile lor, dacă ei fac ceva împotriva noastră și se cheamă neglijență în serviciu, pot să execute pedeapsa acasă, frumos, la fotoliu, în fața televizorului, da? Sunt emisiuni frumoase acum peste tot, chiar uite, se pot uita la noi începând de astăzi sau de când președintele va promulga legea asta. Este un fel de amnistie mascată, aș spune eu, dar nu mi-aparține afirmația. Am preluat-o și eu, evident, dar sună destul de bine, amnistie mascată. Dacă nu le-a ieșit guvernanților la un moment dat cu ordonanța 13, uite, acum găsesc tot felul de pârghii până la urmă să facă amnistia. Pentru că această lege se aplică și retroactiv. Adică dacă avem niște indivizi acum în spatele gratilor, care au la activ infracțiuni de genul ăsta de până în 5 ani și din cele numerate de mine, vă dați seama, ei vor ieși. Vor ieși din închisoare cu sutele, cu miile, nu știu exact numărul lor, dar sunt destui de mult. Vă dați seama dacă sunt, mă gândesc și la latura benefică, că mai sunt și persoane bătrâne, da, care au, nu știu ce au făcut ei acolo, mulți sunt țăruși, nu știu dacă pedeapsa asta, dacă încălcarea unei hotărâri judecătorești se încadrează în limita asta de pedeapsă, dar mă gândesc la cei bătrâni, sunt mulți care poate au furat o găină, da, un ou, cum se spune în popor, ei vor ieși și, da, poate va fi o măsură bună să se întoarcă la domiciliu. Dar pentru alții, uite, pentru cei care au făcut fapte de neglijență în serviciu, eu zic că ar fi bine să stea în continuare acolo. Bineînțeles, totul, această lege rămâne la îndemâna judecătorului. Judecătorul va fi în final cel care va decide. Legea este contestată de opoziție, în special spuneau cei de la USR, da, ei sunt mai vehemenți.
peneliștii, ca să vedeți că legea asta are o apariție ciudată, da? Proiectul de lege inițial a fost celor de la PNL. Dați seama, ei au vrut să facă cumva să aerisească penitenciarele din România. Știți problema asupra aglomerării penitenciarelor? E, iată că dintr-o chestie aruncată acolo de PNL în comisiile de lucru din Parlamentul României, uite unde s-a ajuns, la ce lege am ajuns. Sunt curios ce reacții internaționale vor veni pe această lege, pentru că, din ce știu eu și mulți spun, nu prea există așa în legislația europeană, cel puțin în multe țări sau aproape deloc, această lege care să permită executarea pedepsei acasă. Dar, încă o dată, judecătorul va fi cel care va decide. Să nu cumva să devenim, doamnelor și domnilor, un fel de paradis al penalilor. Vă dați seama ce vor veni la noi, poate și din alte țări, să comită infracțiuni de astea, de fals, de neglijență în serviciu, numai că aici sunt pedepse mai mici. Va fi poate la un moment dat un fel de turism al penalilor. Doamne ferește, zic eu. Vedem ce se va întâmpla cu legea, vedem dacă va fi atacată la CCR sau dacă președintele Iohannis o va întoarce înapoi în Parlament. De atâtea ori cât îi permite Constituția, că pentru până la urmă tot este obligat să o promulge într-o formă sau alta. Da, trebuie mai departe. Miniștri, de data asta, știți, dacă tot vorbeam despre Ordonanța 13, de azi încolo miniștrii sunt un fel de protejați. Ei sunt de neclintit, da? Sunt intangibili, acesta este termenul corect. Miniștrii sunt intangibili pentru că astăzi s-a propus o modificare a codului administrativ. Vă dați seama, de astăzi nu mai dă buzna DNA-ul peste miniștrii sau un guvern acolo când se dă o hotărâre de guvern de felul celei celebrei Ordonanțe 13. Gata, de astăzi nu mai merg procurorii DNA, nu mai au voie. Și iată, am și textul aici. E vorba că de astăzi ministrul potrivit acestui proiect, da? Este un proiect încă. Ministrul decide asupra necesității și oportunității emiterii actelor administrative ce aparțin membrilor guvernului. Vă dați seama cât de lejer le va fi de astăzi să dea ordonanțe fără să mai fie deranjați de DNA. Dacă nu s-a reușit înlăturarea cu Laurei Codruța Căveș și de la conducerea DNA, iată că sunt alte metode de a dezamorsa puterea DNA-ului în România, în special asupra celor care ne conduc, parlamentarii, indiferent de culoarea lor politică, la un moment dat vor beneficia de aceste reglementări și proiecte de lege. Mai departe, doamnelor și domnilor, voi vorbi despre CEO. De dimineață presa, de fapt încă de la ora 1 azi noapte, pentru că atunci apar titlurile importante din presa locală, este vorba despre managerul general al CEO, Sorinel Boza. Toată presa l-a dat astăzi ca și plecat din fruntea companiei de stat. Se vorbește că Boza ar pleca la Transelectrica, o altă companie de stat care se ocupă în principal cu transportul energiei electrice, are activități și în telecomunicații, dar acest Transelectrica deține liniile de transport a energiei electrice, liniile acelea importante, da? Nu știu dacă liniile lor trec și dincolo de granițele României, dar ar fi interesant dacă Transelectrica are în plan așa ceva pentru a putea și noi exporta energia, pentru că, iată, în perioada asta energia produsă de CEO este din ce în ce mai puțină din cauza lipsei unei piețe de desfacere. Da, Boza la Transelectrica. Au apărut mulți politicieni astăzi, unii mai specializați, unii neaveniți, consider eu, în acest domeniu. De pildă, iese un domn de la PMP, pe nume David Soiu, și ne spune astăzi, doamnelor și domnilor, că Boza pleacă din cauza că la CEO este grea situația în această perioadă. Da, de unde a scos-o, știți cum este, acum o zi CEO e pe profit, spun unii, după aia ies alții politicieni,
neavizați și spun că CEO are grave probleme. De unde până unde nu-mi dau seama, dar de altfel Boza n-a confirmat, nici n-a infirmat această știre a colegilor mei din presă, de undeva a ieșit. Ia, vă dați seama, chiar spun alții că Boza nu ar vrea să-și ipoteze CV-ul. Ce mai motiv? Ce mai motiv de plecare? Cred că este cea mai importantă funcția lui Boza. Nu-mi dau seama dacă până acum, dar în mod cert, nu a condus o companie de talia complexului energetic Oltenia. Este oportun pentru el să stea încă la CEO. Da, CEO, pentru că dacă luăm trei păreri, trei opinii ale specialiștilor, vedem ziarele de specialitate, nu dau complexul energetic Oltenia aproape de insolvență, cum de multe ori declarații alarmiste ar vrea să ne facă să credem. Da, Sorinel Boza conduce acum o companie, cel puțin în acte, o companie pe profit. Ce ar zice acum Laurențiu Ciurel, care a condus în trecut compania, da, și care a fost acuzat că a dus-o pe pierdere. Ar spune Ciurel acolo din fața calculatorului, unde mai scrie el pe blog, din fotoliu acolo, pentru că asta face Ciurel acum, face analiză, mai scrie pe blog, ar spune că el a dus greu atunci și Boza doar trage acum foloasele. Da, am văzut că Boza se ocupă, merge în delegație cu liderii sindicali. De mult, cred că pe vremea lui Ciurel, CEO a achiziționat o centrală prin Brăila, la Chișcani, o centrală care n-a produs nimic, decât costuri a produs. Gândiți-vă, pe lângă faptul că trebuie să muncească pentru salariile lor, minerii din Goș trebuie să mai țină și o relicvă tehnologică acolo, județul Brăila, care n-a funcționat niciodată, am înțeles, doar costuri și costuri. Ei, acum se pare că a apărut un investitor care a trimis o adresă scrisă către CEO. Investitorul străin ar vrea să cumpere centrala, nu știu dacă ar vrea să o cumpere pentru fier vechi sau pentru altceva. De altfel și autoritățile locale de acolo, de la Brăila, ar dori să cumpere acea termocentrală de la CEO. CEO a cheltuit destul de mulți bani până acum. Cred că a depășit cumva vreo 3 milioane de euro de când deține acest activ. Și atunci se vehicula în presă că a fost o afacere al unora din guvernul de atunci. O afacere, vă dați seama, CEO vacă de mult, s-ar putea pierderile acelea de pe timpul lui Ciurel să îi se treagă și de la aceste achiziții cu răspuns politic. Vă dați seama că au fost dictate de o comandă politică cu siguranță. Că altfel nu văd care a fost interesul financiar al unui complex de talia celui din Oltenia. Da, trec peste problema cu Boza. Eu nu cred că va pleca la Transelectrica, pentru că este bine aici. Boza s-a integrat foarte bine și politic și sindical. Există o colaborare masivă a lui cu mulți lideri de sindicat. Am văzut când au fost protestele, prea puțin au măcănit, prea puțin, doar doi subțiri, așa ați văzut, n-au ieșit decât două sau trei cariere care au avut ceva de protestat la noul contract colectiv de muncă. Vom vedea ce se va întâmpla, se va dezamorsa în zilele, se va desumfla această știre în următoarele zile, o să mai apară peste vreo 3 luni, o să vedeți, Boza o să plece poate în Afganistan sau în Kazahstan, că acolo sunt exploatările acestea masive de resurse petroliere, poate îl dă presa că pleacă în Kazahstan. Da. În continuare, o să vorbim despre primarul de la Albeni. Ionuț Stan, am mai vorbit noi despre el, se pare că s-a fript într-un fel așa, pentru că peste el și peste primăria din Albeni a venit corpul de control al prefectului. Da, Teodorescu a trimis Florescu, da, îmi cer scuze, Florescu e plecat de mult la București în Ministerul Justiției, Teodorescu, da, Florescu a trimis corpul său de control acolo la Albeni, pentru că cred că este o reacție normală a prefecturii, dincolo de acuzele lui Casanova de la da, îl numesc așa pentru că el a ieșit în presă în ultima vreme cu o idilă. Chiar el s-a dat în primire la presă, adică știți cum sunt bărbații. De obicei bărbații, mai ales ăștia căsătoriți, nu-i bine să se laude când au câte o aventură. De data asta s-ar putea
acesta să fi găsit, să fi încercat să arunce o pisică moartă în curtea cui nu trebuie și s-a cam fript. Astăzi, de altfel, el a dat un răspuns la acest control care vine de la Prefectura Gorj. Spune că este doar o răzbunare a unei doctorițe, da? Cheamă doctorița Hortopan, este și consilier județean PSD. Spune Ionuț Stan că este doar o răzbunare acest control și are o tentă absolut politică. Da, vom vedea care este tenta politică sau personală. Vă dați seama ce putere are și acea doctoriță Hortopan, consiliera județeană, dacă l-a convins pe prefect să trimită în plin scandal dintre ea și primarul de acolo, să trimită un control, un corp de control acolo. Primarul acesta s-a mai remarcat în trecut, este primarul detectiv care a luat calculatoarele personalului din primărie să le inspecteze la casă, să vadă care dintre angajați din subalterni îl bârfesc. Trec mai departe, timpul curge foarte repede pe lângă noi în această seară. Știrea serii, doamnelor și domnilor, și aș ruga colegul să mă lase să termin acest subiect. Sindicatul Sanitas din Spitalul Județean a cerut astăzi demisia managerului interimar Gigel Capotă. Nu știu dacă domnul Gigel Capotă se uită acum la TV Sud, mi-ar plăcea să cred că da. Ei, astăzi, în dita mai hârtia o am și eu aici, sindicatul a cerut demisia managerului interimar Gigel Capotă, de altfel favorit în a obține funcția de manager plin la Spitalul Județean. A fost acolo un întreg scandal, Capotă s-a retras din cauza unor acuzații venite de la presa interesată mai mult sau mai puțin. Capotă s-a retras atunci, după aceea s-a anulat concursul. Vai, ce coincidență, cum s-au retras cu toții. Mie nu miroase bine ce s-a întâmplat acolo, dar nu vreau să comentez prea mult. O să dau citire acuzele care se aduc lui Gigel Capotă din partea sindicatului Sanitas. Un sindicat de luat în seamă, pentru că e sindicatul majoritar din Spitalul Județean, a fost condus în trecut chiar de domnul Popa, care astăzi este consilier județean și lider marcant al PSD Gorj. Iată ce spun doctorii, asistentele și ce mai sunt pe acolo. Spun așa. Încă de la numirea sa ca manager a domnului Capotă Gheorghe, relațiile dintre acesta și personal, în special cel medical, da, se pare că are o problemă cu personalul medical. Cred că e mai prieten cu portarii, cu altă categorie de personal. Medici, asistenți medicali, au avut de suferit din cauza atitudinii amenințătoare de hărțuire și intimidare, în special a medicilor în spațiu public, denigrând în același timp și între corpul asistenților medicali. Domnule Capotă, te-ai cam ars, zic eu. Iată o adevărată conspirație împotriva dumneavoastră. Dacă v-a spus medici în cap, cei care sunt acolo inima spitalului, da? Cred că șansele dumneavoastră de a deveni manager se cam dispersează. Vă dați seama, mai am aici și finalul. În aceste condiții cere Sanitas, în vederea detensionării situației și reintrării în făgașul normal, cerem demiterea, întreruperea mandatului de interimar al domnului manager, să desemnați o altă persoană și să organizați urgent concurs pentru ocuparea funcției de manager. Mă și gândesc așa, dacă e după medici până la urmă, Capotă a ieșit și fonat din scandalul sporurilor. În ultimele zile el a fost acuzat de medici, de asistente, că a făcut de capul lui un regulament de acordare a sporurilor. Dar ce-ar fi Sanitas, zic eu, să ceară și demisia, să facă la doamna Dăncilă, la prim-ministru, o hârtie dintre asta, să ceară și demisia Liei Olguța Vasilescu și a ministrului sănătății, pentru că și ei au spus ieri că puțin le pasă de grevele care se fac. E, și în încheierea acestei petiții, acestei cereri către Consiliul Județean, medicii spun că gărzile care se fac în timpul nopții vor fi întrerupte începând cu data de 1 mai. Vă dați seama cât de amenințător sună acest fapt. Nu știu ce va face Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, cum va dialoga cu medicii răzvrătiți.
nu știu cât e mâna lui domnului Popa, da? Cât e mâna aici, pentru că chiar dacă el nu mai conduce acest sindicat, sigur mai are o influență aici. De altfel, este acuzat managerul Capotă, interimarul Capotă, este acuzat că a încercat să-i facă pe membrii de sindicat să se mute la alte grupări sindicale. Vă dați seama ce acuzații, câte răspunsuri are de dat mâine Gigel Capotă la presă și la șefii lui direcți, la Consiliul de Administrație al Spitalului, condus tocmai de domnul Popa, și președintelui Consiliului Județean are să-i dea niște explicații. Mai aveam subiecte, vreau să vă mai vorbesc despre Motru, dar mai avem puțin timp. Situația politică de la Motru, acolo este un război continuu. Eu speram să se termine între viceprimarul Morega de la PSD și primarul ales Gianu. Da, dânsii se pare că n-au terminat cu disensiunile acolo. Tot timpul se contrează pe niște proiecte, pe chestiuni personale, pe chestiuni politice. A ieșit Gianu și a spus că Morega, nepotul celebrului Dan Ilie Morega, analistul politic, fost parlamentar, fost șef de partid, fost în continuare în continuare un lider care încă mai păpușează unii lideri politici din județul Gorj. Spuneam de acest război de la Motru, a ieșit Gianu și a spus că Morega nu ar mai fi favoritul PSD pentru alegerile ce vor urma în 2020 la funcția de primar. Vă dați seama, Morega nu i-a picat destul deloc bine această afirmație a primarului, a ieșit și el cu niște argumente, da, a spus că Gianu îl consideră dușmanul lui numărul 1. Vă dați seama, acolo sunt niște lupte la baionetă, spun figurat. Aseară a fost în emisiunea colegei mele domnul Claudiu Manta, la fel un lider important din PSD Gorj, care a spus că se vor face niște sondaje în PSD, inclusiv la Motru. Deci iată, într-un fel, funcția, da, posibilă candidatură a domnului Morega acolo la Motru, la funcția de primar, este pusă și ea sub semnul întrebării. Vă dați seama, dacă Morega se va clasifica bine în sondaj, categoric va candida împotriva lui Gianu. Dar dacă acest sondaj nu îl va da deloc favorit, vă dați seama, acolo la Motru se vor găsi alții. La fel și cu lista de consilieri locali de la PSD Motru se poate întâmpla ceva în urma sondajului. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit în această seară. Până mâine seară, la revedere!